Bună și bine ați revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Sunt Alexandra și astăzi voi face împreună cu voi unboxing-ul cutiuței de luna aceasta de la Goodie Box. Eu am primit cutiuța astăzi dimineață și acum voi afla și eu ce se află în ea. Doar am desigilat aici, doar am desfăcut scociul. Voi scoate cutia și sunt foarte curioasă ce o să găsesc luna aceasta pentru că se simte destul de greuță cutia, ceea ce înseamnă că avem ceva produse cu un volum și o greutate mai mare. Așa arată cutiuța de luna aceasta, cu aici un sertăraș alb, are și așa ceva punctulețe albe. Dacă desfacem aici cutiuța, ia să vedem, avem aici și cartolina de luna aceasta, Happy Moments se numește tema de luna, pentru luna iulie, dar hai să nu scoatem de acolo. Ia să vedem. Aici avem un prim produs care pare oarecum pus extra. Este de la Yorgobe, Peel Off Mask. Este o mască neagră, din câte mi-aduc eu aminte, și este din aceea care se ia de pe față, peel off, așa cum îi spune și numele. Am mai avut masca asta într-o cutiuță, dacă nu mă înșel, una de la Ladybox și am trimis masca aceasta cadou pentru Mihaela Vâlcu și dacă mi-aduc eu bine aminte, i-a plăcut foarte, foarte tare, așa că uite, vedeți, din nou karma lucrează și masca aceasta a ajuns încă o dată la mine. Și chiar sunt curioasă să o testez și eu. Ambalajul, ia să vedem, cred că are 50 de mililitri sau poate chiar mai mult, 100. Cam așa arată, 100 de mililitri. Și ar trebui să curețe porii, să lase fața fină. Este valabilă 12 luni de la data deschiderii. Facem și aici. Să vedem mai departe. Am să extrag așa câte un produs. Ia să vedem. De la Shave Safe Woman avem un gel pentru ras, shaving gel all skin types, care îndepărtează bacteriile și previne acele iritații care apar în urma raderii cu lama. Hai să vedem ce zice aici. Mai întâi se îndepărtează orice fir de păr care e crescut pe sub piele, apoi se hidratează pielea cu apă caldă, se dă cu acest gel și se rade părul. Mă rog, știu că la un moment am avut ceva de genul ăsta chiar indicat pentru a se folosi în zona intimă. Era ceva mai delicat, mai. Dar și asta pare foarte interesant, nu conține parfum și nu conține parabeni și a fost premiat ca fiind cel mai bun la teste. Are 100 de mililitri și e un produs fabricat aici în Scandinavia, chiar în Danemarca, de altfel în Copenhaga mai precis. Dar pare destul de interesant și cu siguranță îl voi folosi cu drag. Următorul produs este de la Evoluderm, gele corp detox, un produs de hidratare a pielii cu cocos și ceai verde, cu apă de cocos pentru toate tipurile de piele. Hidratează și înmoaie, hrănește, fabricat în Franța, are 200 de mililitri. Și e valabil 6 luni de la data deschiderii. Eu nu am să-l desfac acum ca să-l miros sau să îl testez pentru că am multe alte produse care sunt desfăcute și așteaptă să fie terminate, dar de îndată ce voi începe să-l folosesc, am să vă spun și vouă cum este. De la Siate London avem Everyday Vechei Coconut Lip Oil, un ulei pentru buze, în cantitate de 10 ml, valabil 18 luni data deschiderii. Nu cred că e nimic special așa la toate aceste detalii de utilizare. Să vezi așa că trebuie să chinui să desfac ambalajul cu o singură mână. Uite așa arată ambalajul, foarte drăguț, finuț, cu auriu așa, la fel nu am să-l desfac pentru că nu are rost acum.
dar abia aștept să încep să-l folosesc și pe acesta, și dacă reușesc să mai avem de la Nails Inc. Be Your Incredible Self with Nails Inc. London. Să avem și un pic de focus, dacă se poate. Așa. Un lac de unghii simplu. Nuanța este Looking Super Juicy. Eu acum am pe unghii gel. În cazul în care nu ați văzut pe Instagram sau așa. Dar cred că pot folosi această ojă pentru picioare sau vedem, poate îl pun într-un giveaway pentru că la picioare am acum o ojă semi-permanentă. Cred că ajungem la ultimele produse de la The Cure Barrier Booster Vitamin D Barrier Drops. Ar trebui să fie o cremă pentru față, dacă nu mă înșel, stați să vedem. După curățare se aplică tenul, se aplică, e un ser, ok, se aplică pe față ca orice alt ser. Și se poate aplica și dimineața și seara, dacă nu mă înșel. Dar nu scrie aici. Da, și dimineața și seara poate fi aplicat. Interesant. Eu sunt fană serumuri pentru ten, așa că îl voi folosi cu mare drag. Și să vedem ce mai avem aici. O mască de la Micura. O mască pentru decolte. Uite, chiar am să o folosesc pentru că zilele astea am stat la plajă. Și eu acum când filmez sunt în vacanță. De asta și filmez așa în... Nu am mai apărut eu în fața camerei, mi-am cam și ieșit din mână cu filmatul, dar sper să fie ok cu voi treaba aceasta. Masca ajută pentru restabilirea elasticității și fermității, netezește și hrănește pielea, este indicat pentru toate tipurile de piele. Și uite, chiar mască de genul ăsta nu am, nici nu am văzut până acum, nici nu știam că există. Dacă am primit luna trecută o mască pentru... pentru sâni, aia de, deja știam de, că există și chiar văzusem prin magazin, doar că nu am folosit, dar din aceasta pentru zona pieptului chiar nu am știut că este. Așa că o voi folosi și pe aceasta cel mai probabil în zilele următoare, iar aici mai avem ceva broșurele. Avem ceva, o ofertă pentru... Cred că e o aplicație, dacă nu mă înșel. În orice caz, nu ceva care mă interesează atât de tare. Dacă ar fi să răsfoim un pic și revista. Ia să vedem. Prima aici este, primul produs listat este lacul de unghii care la raft ar costa 82 de coroane. Și este full size. Al doilea produs tot în full size, uleiul de, pentru buze de la Seattle London, care ar costa la raft 115 coroane. Serul de la The Cure, pe care eu l-am primit în varianta aceasta de deluxe sample, ca să zic așa, că nu e chiar sample, e ceva mai mărișor. Produsul pe care l-am primit eu are 7 ml, iar cel în full size avea 30. Și varianta asta în 7 ml primită de mine costă 250 de coroane, iar varianta full size la 30 ml ar costa 629, deci este un produs foarte scump. După care gelul pentru ras este și el tot în full size, ar costa la raft 129 de coroane. Penultimul produs este cel de la Evoluderm și este și el tot în full size, la raft ar costa 40 de coroane, chiar nu este deloc scump. Și am mai văzut produsele acestea pe diverse site-uri. Iar ultimul produs listat este masca de la Micura în full size și ea și ar costa la raft 59 de coroane. Așadar, aici avem produsele de luna aceasta. Mi se pare o cutiuță foarte, foarte reușită, așa că dacă vreți și voi să faceți abonament, vedeți că am să vă las în bara de descriere acestui clip un link prin care vă puteți deschide abonamentul și aveți o reducere de 70 de coroane la prima cutiuță. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă mai aștept aici pe canal și la clipurile următoare. Până atunci vă pup și aveți mare, mare grijă de voi. Și dacă sunteți în vacanță, la fel ca și mine, vă doresc să aveți o vacanță plăcută în continuare. Pa, pa!